Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi ne jucăm cu jucători, cu sticăre, cu pachetele, însă cu pachetele virtuale. Până să trecem la treabă și să vedem despre ce este vorba, deși nu e ca și cum nu vă dați seama din thumbnail, vă rog să-mi lăsați un like acestui video și să apăsați pe butonul de subscribe al canalului. Vă aștept în comentarii. Știe toată lumea foarte bine că nouă ne plac pachetele și avem pachetele nelimitate la Panini World Cup Qatar 2022. Doar că nu-i așa? Este criză. Nu dăm banii pe pachetele, nu tăiem copaci și nu irosim plastic, așa că avem Panini Digital Sticker Album pe care îl putem umple destul de repede. Toate linkurile necesare pe care le voi menționa în acest video le veți găsi, bineînțeles, în descriere. Am intrat pe pagina Panini, așa arată ea. Haideți să vedem ce ne oferă. După ce ne-am înregistrat și după ce am băgat datele, aveți link pentru înregistrare jos în descriere. Ne alegem echipa preferată și mergem de data aceasta pe Brazilia. Dăm aici ok, ok, ok la tot și mergem pe continue. Să nu vă speriați dacă vă dă eroare, dacă vă zice unauthorized, dacă nu merge din prima. Dați un refresh și o să meargă. Trust me, am pățit. Asta e, atâta a putut UEFA. UEFA e un fel de EA Sports. Primiți la început 3 pachetele gratis și hai să explorăm un pic meniul aici. Avem scan content, adică dacă scanezi cu telefonul, îți pui aplicația pe telefon, te înregistrezi și așa mai departe. Linkul pentru aplicația din telefon, bineînțeles, în descriere. Dacă scanezi o sticlă de cola, primești un pachetel. Ok, și o să spuneți că nu toată lumea bea cola. Fair enough. Hai să vă arăt un trick. Mergeți pe Google, scrieți Coca-Cola, mergeți la imagini și luați o sticlă de cola. Literalmente luați o sticlă de cola și scanați-o. O să meargă. Trust me, o să meargă. Și vă primiți pachetelul. Mergeți mai departe. Aici sunt stickerele. Aici deja când sunt dubluri începeți să le schimbați cu ceilalți. Aici este albumul în care o să se lipească stickerele. Trebuie să mergeți să le lipiți. Trebuie să mergeți și să apăsați pe ele. Avem promo codes. Dacă aveți promo codes, veniți și le băgați aici și primiți pachetele. Am vreo 14 promo codes. Vă aștept la mine pe Discord. Le-am pus acolo. Vă aștept pe Discord să le luați. Aveți linkul în descriere. Și apropo, la scan content merge scanat și un și album Panini. Tot așa îl căutați pe net și îl scanați. Avem aici challenge-uri pe care le alegeți. Bine, astealte sunt momentan expirate. Dar este challenge-ul 13 la care puteți să participați și trebuie să adunați stickere din aceste țări și primiți, bineînțeles, un pachet. Până una alta, mai avem swap areas aici, dar nu este, și my team. Aici vă puteți face echipă și să vă înscrieți ca să schimbați pachetele între voi mai repede și să-l completați mai repede albumul. Hai să deschidem primele 3 pachetele de aici, apăsăm pe el, se deschide singur și avem Saliucis, Walker, Christian Pulisic, logo-ul de la Argentina și Colin Sfai, al doilea pachetel, Tyler Adams, Joe Rondon, Raul Jimenez, Thomas Partey și cu Araujo. Vă scrie acolo, vedeți că aveți steluțe deasupra și vă scrie că nu-l aveți în pachet, deci vă zice că nu-i da plică și mai departe. Și Conor Roberts, Australia, Eriksen, Gavi și Ivan Perisic. Acum mergeți la My Tickets, aici vi le arată pe toate pe care le-ați prins și nu le-ați pus încă. Dacă sunt duplicate, nu au steluță deasupra și pur și simplu faceți chestia asta, bam, se pune. Acum puteți doar să deschideți ăsta și să mergeți din pagină în pagină să vedeți unde aveți un plus, apăsați pe plus și se pune stickerul automat. Nu se pierde mult timp, se face repede, îl puteți umple destul de repede.
vă aștept pe Discord să vă luați codurile promo. Nu uitați să scanați câte o sticlă de cola și câte un album Panini pe zi și cred că într-o săptămână, lejer, într-o săptămână, l-ați umplut pe tot. Mai invitați-vă și voi prietenii și dacă intră de pe linkul vostru, o să puteți să primiți cartonașele gold, nu oricum, ci gold. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, până data viitoare să vă bucurați de Cupa Mondială și să vă umpleți albumul Panini. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să vă bucurați de această zi minunată. Spor în toate! Ciao!